în cazul când CCA pune presiune asupra unui post de televiziune, atunci clar că apar semnele de întrebare despre independența acestei. Unica soluție acum, din păcate, rămâne doar în instituțiile europene la care putem să ne adresăm pentru a trage atenție despre faptul că există din partea guvernării anumite presiuni asupra posturilor de televiziune și presii independente. Eu nu vizionez în detalii în vederea acestui litigiu cu TV8, dar cu certitudine pot să spun că CCA este controlat politic. Și mai multe decizii CCA-ului mie îmi par foarte subiective. Și mai multe decizii CCA-ului și eu personal și colegii mei noi am contestat. Președintele Comisiei Parlamentare de Profil, Vladimir Hotineanu, a refuzat să comenteze blocajele impuse de CCA, precizând că vrea mai întâi să se documenteze, să se pătrundă de informații. Nu cunosc incidentul și nu vă pot da la telefon niciun comentariu. Nici video, nici așa, eu trebuie singur să citesc, să mă pătrund de informații și atunci vă pot comenta. Cer scuze, vă doresc mult succes și multă, multă sănătate. Că presiunea CCA asupra presei independente este evidentă, o spune și opoziția extraparlamentară. Exponenții acesteia nu înțeleg de ce este tergiversat acest transfer de licență de la Analytic Media Group către Asociația Media Alternativa. Azi este persecutat TV8, mâine o să fie închise ultimele insulețe ale presii libere. Toată societatea normală, toată populația urmează să cunoască acest lucru și de ce nu cumva să reacționeze inclusiv și prin proteste. Ceea ce se petrece cu postul dumneavoastră, precum și cu toată presa liberă, nici pe departe nu intră în cartea europeană, în parcursul european. În spațiul mediatic moldovenesc este binevenit o televiziune de marca TVO. Se sizez o ingerență clară a politicului, a unui element a statului capturat, să blocheze, iată, problema, rezolvarea problemei la CCA a postului TVO. Regimul apasă acolo unde poate să vă nădușe. Acuzațiile precum că CCA ar fi controlat politic au fost respinse de conducerea acestuia. Președintele instituției ne-a declarat că membrii CCA nu vor lua o decizie până nu se va pronunța instanța de judecată. Noi am amânat până la pronunțarea unei decizii judecătorești definitive. În cazul în care instanța decide că, de fapt, am avut dreptate și că solicitările acelor companii sunt nefondate, CCA-ul își asumă această responsabilitate prin care noi pierdem în această perioadă o serie de granturi? Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră este doar o declarație, că în funcție, deci pierdeți o serie de granturi. Eu nu am văzut niciun fel de condiționalitate. Iar pentru a doua oară, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a amânat examinarea cererii de cesionare a licenței TV8, invocând o pretinsă datorie a postului nostru de televiziune față de o asociație de protecție a drepturilor de autor, argument fals în opinia administrației TV8.